Bună ziua și bine ați venit pe canal! Astăzi vreau să vă prezint o rețetă de socată. Pentru socată veți avea nevoie de flori de soc spălate, o lămâie tăiată felii, miere sau zahăr după preferință, un bol sau un borcan unde o să puneți apa, 2 litri de apă și două lămâi stoarse. Voi pune sucul de lămâie în apă. Voi adăuga și lămâile. Voi pune 4 lingurițe de miere și una sau două de zahăr. Puteți să puneți doar zahăr sau doar miere. Voi adăuga și florile de soc. Depinde ce flori de soc aveți, dacă sunt mai mari sau nu. Eu voi adăuga 6 pentru că sunt mai micuțe la 2 litri de apă. Am adăugat și florile de soc. Chiar la final vreau să adaug câteva stafide pentru a ajuta uh, tot procesul de fermentare. Iar în ultima zi o să adaug și o, o portocală tăiată sau sucul de la o portocală. O să amestecăm totul. Și voi lăsa uh, cam 3-4 zile într-un loc uh, cu soare și voi pune totul într-un borcan și îl voi închide. Voi reveni cu un rezultat final peste 3-4 zile.